Cel mai urât film pe care nu îl recomandă nimănui, Portocala Mecanică. L-ai văzut? Ei, normal. Bă, băiatule, eu n-am crezut că există un film care să mă doară corpul, să mă, mă durea tot, dar nici nu plecam. Nu. Când l-ai văzut? În 2000, eram în facultate, în 2006. Dar unde l-ai văzut, la cinematecă? Nu, acasă pe calculator. Am înțeles. Acasă pe calculator, mi l-a dat cineva pe DVD. Păi și ai înțeles filmul? Mi-a luat pe prima dată, n-am înțeles nimic. Dar eu n-am, tu n-auzi când măi, uite așa, așa mă uitam. Mamă, dar nu, uite așa, bă, dar nu mă luam, pune, nu puteam să opre, tu-te mă. Și când i-a băgat bila aia, nu, când îi țineau astea deschise. Mă, nu mai vreau să-mi aduc, nici nu mai vreau să-mi aduc. Și lacrimau, știi că îi lacrimau chipe bune, lui ăla? Adică nu e nimic glumă, adică ea chiar au făcut dispozitivul ăla, că așa era rudimentar atunci, adică n-au făcut ceva, vreo șmecherie, ca să nu, aia e bune. Eu acolo, într-adevăr, mi-a fost greu să văd, dar n-am înțeles nimic, m-am uitat degeaba la Portocala Mecanică. Deci doar caut Portocala Mecanică și nu mai știu despre ce se băteau aia într-una, ce mesaj, ce știi. Eu n-am înțeles nimic, adică sunt o groază de filme. Păi da, făceau sex cu bătrâna aceea, cu penis uriaș. Nu am înțeles nimic, eu m-am uitat, era numai ciudățenii. Unic... Dacă l-aș avea răbdarea văzut, acum necesare, l-am înțeles. Să-l mai văd odată, cred că m-aș uita altfel. L-am văzut. Și asta zic, nu mă mai uit la drame. Când eu mă implic, foarte tare în povestea filmului și eu plâng, deci eu chiar plâng. Păi da, și când erai mic, cum trăiai chestia asta? Că și eu când eram mic, aveam lucrul ăsta, mă motivam. Eu după film, zicând care am că nu este adevărat, este doar film. Că, actor, că și eu eram, deci mi se părea rău. Tare am plâns copil fiind, uitându-mă la Iisus din Nazaret. Bă, nu că am plâns. Deci eu, dacă mă întreb care a fost primul film la care tu ai plâns, nu știu să zic, dar la ce l-ai văzut? La ce l-ai văzut? Acasă, la televizor. Tu l-ai văzut la televizor, l-am văzut pe video. Și eu l-am văzut în alte circunstanțe, că era din ăsta cu circuit închis. Da. Se dădea caseta din om în om, casetă video, era ilegal, eu l-am văzut pe vremea când era ilegal, l-am văzut în comunism. Deci în comunism, nu. Și eu am, la mine s-au suprapus, cum să zic, două atmosfere, deci era atmosfera din film, care era dublată de noise-ul ăla de la caseta video, peste care vorbea Margareta Nistor. Și când auzeam acel... Și era și piesa. Și când era muzica plus bruiajul ăla, noise-ul ăla, deci vreau să zic, eu atunci am simțit, deci eu am simțit că există Dumnezeu din cauza acelui noise, pentru că eram cu frate meu. Măcar mi-am dacă îl vedeam pe video și mă auzeam pe Margareta Nistor spunând lăsați copiii să vină la mine. Bine, poate să fie, dar când vedeai subtitrat și mai eram aceeași chestie, da. Și așa, era da, drag. Nu. Tatăl nostru. Pentru care ești, no, deci pentru mine a fost mai eu când l-am văzut pe televizor, n-am mai simțit nimic. Pentru că oricum e numai eu am crezut că, adică mi s-a părut că ar putea să existe Dumnezeu, pentru că vibra, deci camera și mă uitam, era și ilegal. Deci imaginează-ți, ți-mi minte seara, a fost o seară magică, a venit acești prieteni ai părinților mei și s-a mâncat, s-a băut, adică a fost un eveniment complet, adică de Iisus din Nazaret s-a mâncat, s-a băut, da. Și ți-mi minte că bunica mea n-a putut să-l vadă, că nu a fost lăsată și a suferit foarte tare, îmi pare rău că n-a putut să-l vadă. L-a văzut după aceea, pentru că ți-mi minte, era în fiecare an. Deci cum era la ProTV, singura casă de Crăciun. Tocmai că a fost, stai că și ProTV-ul a dat Iisus din Nazaret, nu știu câți ani la rând, în săptămâna mare. După aia l-a preluat Antena 1, Antena 1 l-a dat anul trecut. Da, cum să zic, asta ar fi trebuit să facă de la început TVR-ul. Ar fi fost marca lor. Da. Prima dată, dacă ar fi dat în fiecare an. Că TVR-ul l-a dat prima oară. Păi da, TVR-ul l-a dat prima oară și după aceea au zis hai să mai condimentăm și au băgat altele care nu sunt n-au impactul, chiar dacă sunt mai bune. Să știi că și patimile lui Hristos, făcut de Mel Gibson, m-a impresionat destul de mult. Mie mi-a plăcut foarte mult. Da, să zic, dar alte filme deși cu Iisus, a fost cu scandal. Da, știu. Mai sunt câteva cu Iisus. A fost destul de dur. Mult sânge și nu știu ce. Bine, sau cred că a fost și o chestie de marketing, că au murit oameni în sală, că nu știu ce. Au murit? Da, că au murit în salele. Pe bune? Nu știam informația asta. Da. Dar știi că a fost practic cenzurat, a fost interzis în multe. El a intrat în puține cinema, adică puține.
câteva mii în loc de... Eu cred, asta zic, eu cred că e puțin marketing aici, nu-l las acolo. Să nu, cred, nu a fost pe bune, că erau niște organizații anti... Plus că actorul din filmul Mel Gibson, ăla chiar era creștin. Mm-hmm. Ăla chiar ținea conferințe în asta, ăla chiar s-a... Da, bun, bun. Convertit, și s-a bună dus... și Maya, vrei să zic ceva? Foarte bună, Maya. Era și însărcinat. Cum era Brici, deci Maya a fost Brici, nu știu dacă bă, era... Bă, adevărul când primești o șansă din asta... Bă, s-a bă, și potrivit faci... rolul. Bă, s-a fost și potriveală, iartă-mă, și fața aia normal, fața a ei și dramatismul și tot, adică a fost... Era și însărcinată atunci, ești nebun. Da, nu știam că era însărcinată. Am văzut un interviu cu ea și a zis, era însărcinată și Mel Gibson a simțit-o imediat, a știut unde să exploateze, unde, ce să... Și dai seama că îți vezi copilul și tu însărcinată și îți vezi practic copilul pe... Era acolo, era... N-ai cum, da. Plus Maya. Plus Maya, exact. Să-i dai, lasă să joace pe Maya. Exact. Dar dacă ar fi așa să te gândești la un film, apropo de Iisus din Nazaret, unul care te-a marcat, tu ai văzut filme pe video? Dar cum să nu? Și care te-a marcat cel mai tare? Băi, nu știu dacă am unul care m-a marcat, dar am văzut în toate filmele. Ceva să zici, bă, mă, nu există așa. Am văzut în toate filmele cu, începuse să văd filmele cu Bruce Lee. Simt că aveam pe cineva perete în perete cu noi un vecin și avea video. Tot așa era video. Asta era la tine după Revoluție. Nu, pe tine. A, puțin înainte. Ce ai, mă? Așa. Și cel mai tare era că punea noaptea, știi? La noaptea. Și băi, vedeai patru filme într-o noapte. Da. Începea la 10, mamă, și îmi pica ochii în gură și... Am văzut filmele cu Bruce Lee, filmele cu Van Damme, toate alea, Leo și cu... Am văzut și eu Sport Sângeros. Sport Sângeros. M-a marcat. Da, da. Pe nu Sport Sângeros. M-a marcat. Eu l-am revăzut și mi s-a părut foarte slab. Am fost la modul... Adică pe față de cum l-am simțit prima dată cu loviturile alea, când îi zbura sângele așa și transpirația, mie mi s-a părut, într-adevăr, printre primele... O să zic un film care m-a marcat la cinema în perioada comunistă. Așa. Toate drumurile duc la Roma. Se numește, e un film de dragoste, foarte mișto. Și m-a marcat pentru că era să mor. Așa. Pentru că era să mor la intrare. Că lumea intra, bă, când se dădea drumul la film, da, se, da, da. Bă, și m-au prins, eram un copil, nu mai aveam aer, deci m-au prins că se împingeau să ajungă, câte și nu înțeleg de ce era nebunia asta, isteria asta, pentru că tu oricum aveai un bilet cu loc. Nu era să zici... Nu, era, nu știu că era cu loc, la toate cinemaurile. Cu... Nu, da. Cine... Nu era la vindeau tot. Și bilete extra. Plus că se vindea extra. Lumea pe... E cum, bineînțeles. Da, știi? Eu am prins și după Revoluție filme în care s-a stat în picioare. Și ăla m-a marcat foarte tare că era să mor. Adică te-a marcat nu filmul, ci filmul. Evenimentul. Și filmul mi-a plăcut. Și filmul. Dar am și ținut minte filmul pentru că era să mor. Am mai văzut iară ce m-a... Nu mergeam foarte des la cinema când eram copil. Am mai fost odată la un film, Fantomul al lui Barbă Neagră. Ăla mi-a plăcut, a fost comedie.